seara, stimați telespectatori, ne întâlnim iarăși și continuăm astăzi să discutăm cu domnul profesor universitar dr. Ioan Gherghina în legătură cu o problemă deosebit de importantă, problema alimentației nou-născutului. Și a sugarului. Deci astăzi ne adresăm domnului profesor Gherghina cu mai multe întrebări pe care le-am primit de la mai mulți telespectatori, mai multe telespectatoare care sunt interesate să afle. De exemplu, domnul profesor, când se ia decizia înlocuirii alimentației cu lapte matern? Această decizie se ia atunci când, în perioada în care alimentația sugarului de vârstă mică, în primul semestru, adică între 4 și 6 luni, în loc, este când trebuie să fie aproape exclusiv cu lapte matern, adică alimentație naturală, ne trezim în fața situației că nu e posibil această alimentație la sân sau că pur și simplu laptele este insuficient sau lipsește cu desăvârșire, laptele matern mă refer. Și atunci trebuie luat alte soluții. Înainte de a intra în acest subiect, aș vrea să spun legat de alimentația naturală la sân două, trei elemente extrem de esențiale cu care familiile se întâlnesc frecvent și le dau multă bătaie de cap. Și anume, un copil alimentat la sân, un nou născut și un sugar în primele luni de viață, se știe că are așa numitele colici. Ce înseamnă aceasta? Niște dureri abdominale care îl fac pe micuț să plângă non-stop, să nu poate fi consolat cu niciun fel de măsuri care le au părinții. Deci acestea sunt colicele alimentare destul de violente, uneori durează o oră, două, trei ore, plânge mai ales spre orele serii se întâmplă asta. Și atunci, ce-i de făcut în situația asta? Ce trebuie să știe părinții? Există o serie de medicamente, nu intru în amănunte și nu le spun să dea cu tare, pentru că, vă mărturisesc, eu nu le-am recomandat aproape niciodată. Pentru că nu am avut rezultatele scontate cu ele. Și atunci, cum am rezolvat această problemă? Am constatat, și studiile au arătat, că aceste colici, la un copil care suge laptele numai la pieptul mamei, țin foarte mult de alimentația mamei. Și atunci am rezolvat aceste colici la majoritatea copiilor de această vârstă și cu această problemă prin diete recomandate mamei. Nu poți, care alăptează, nu poți să intru în amănunte pentru că numai acest subiect durează o jumătate de oră sau o oră. Pot doar să vă spun că trebuie restrânse cruditățile, trebuie eliminate alimentele recunoscute că determină alergii, trebuie redusă cantitatea de lapte, nu oprită, redusă în alimentație și o serie de asemenea măsuri legate în special de crudități. Nu înseamnă să nu mănânce legume, dar nu chiar toate legumele și nu în stare crudă, ci fierte, adică preparate. Acolo poate să mănânce. Nu înseamnă că mama să rămâne nemâncată, că atunci nu poate să aibă un lapte, nici de calitate și nici suficient. Dar acesta doar atrag atenția. Acest lucru trebuie să-l recomande medicul. Medicul pediatru specialist sau medicul de familie care e cel mai apropiat de familie respectivă. Deci, de reținut doar din intervenția aceasta mea legat de acest subiect, că pentru a rezolva colicile sugarului, în primul rând trebuie făcute recomandări cu privire la alimentația mamei, ca să evite alimentele care favorizează aceste colici. Nu pot intra în amănunte acum că nu este timp pentru așa ceva. O altă problemă care nu am discutat-o atunci este despre scaunele nou-născutului și sugarului care este alimentat la sân. Și aceasta pentru că fac o mărturisire. Soția mea care a văzut emisiunea anterioară a spus, bine, dar chiar trebuie să faceți asemenea emisiuni, că uite, și mi-a dat un material foarte recent despre exact despre subiectul care l-am discutat noi data trecută, despre sugar nou-născut și sugar în primele săptămâni. Se spun mai multe lucruri acolo, două, trei însă mai interesante, și anume spunea acolo că poți evalua cantitatea de lapte dacă e suficientă sau nu la un copil care suge după câte scutece murdărește, adică cam câte scaune emite, la care am fost foarte surprins, pentru că dacă ne luăm după numărul scaunelor, normalul la un copil de această vârstă, în primele 4 luni, care suge la sân, este
să aibă de la 1 până la 5 scaune pe zi, de la 1 până la 5 scaune pe zi, sau, deci 1, 2, 3 sau 4, tot normal este. Sau să n-aibă niciun scaun, una, două și abia a treia zi. Atunci când și intervenim să-l ajutăm cu un supozitor sau altfel, dar mai ales așa. Deci toate acestea sunt normale. Deci, și atunci mi-a pus altă problemă. Dar dacă copilul are o diaree care murdărește multe, multe scutece, atunci cum mai diferențiez de cantitatea de lapte? Eu am spus data trecută și repet, mi s-a părut important, putem aprecia că ajunge laptele matern care suge copilul, nu cântărind cât a sub, cât n-a sub copilul, ci cântărind copilul, greutatea lui, dacă evoluează conform standardelor, care să-l ducă la dublarea greutății, dacă s-a născut cu 3 kg la 6 kg la vârsta de 4 luni, și să ajungă în continuare cu diversificarea alimentației tot, la triplare la vârsta de un an. Deci curba greutății, evoluția greutății copilului este singurul criteriu valabil care ne arată că laptele este suficient sau nu. Și acum să intrăm subiect, în subiectul care spune. Vă rugăm. Deci, în primele 4-6 luni, alimentația unui copil de această vârstă este exclusiv lactată. Și întâlnim trei situații. Să fie alimentat așa cum am spus, numai la sân, vorbind de alimentație naturală, sau, dacă laptele nu este suficient, alimentație mixtă, adică suntem obligați să completăm și cu alt lapte, respectiv cu un lapte praf, o formulă făcută special pentru diferite vârste, nu până în 4 luni, după 4 luni, până în 6 luni și așa mai departe, pentru prima lună de viață există asemenea preparate, am spus-o și data trecută, deci trebuie cu unul dintre ele să facem completare, este alimentație mixtă, pentru că dăm și lapte matern și lapte praf. Și sau să avem situația când fie mama nu poate să nu e prezentă, fie nu are voie să alăpteze, fie nu are lapte. Nu are lapte. Și atunci dăm exclusiv un alt lapte, praf, formulă specială pentru aceste vârste, cum am mai spus, și atunci alimentația se cheamă artificială. Alimentația mixtă poate să fie de două feluri, să fie complementară sau alternativă. Complementară, adică la fiecare supt se mai dă o completare și cu lapte praf. Sau alternativă, când o masă întreagă este la sân și masa următoare este cu lapte praf, alternând deci aceste lucruri. Deci, asta este alimentația mixtă. Alimentația artificială înseamnă că toată masa este cu lapte praf. Acum, ce mai trebuie spus despre acest lapte praf? Mai multe lucruri. În primul rând, care e criteriul după care hotărâm că trebuie să trecem la alimentație mixtă sau artificială? E, acest criteriu, cum am spus, este cum crește copilul. Crește deficitar timp de 2 săptămâni, spune la carte, atunci înseamnă că laptele matern nu ajunge și trebuie să trecem la o completare a laptelui. Mama are lapte, dar nu suficient. Deci este una din măsurile care luăm. Sau mama are una din contraindicațiile de a lăpta, le-am spus data trecută, o boală infecțioasă, care nu-i permite să alăpteze copilul și atunci va trebui în totalitate să trecem la alimentație artificială. Nu? Deci, astea sunt motive care duc la asemenea decizii. Deci, decizia nu se ia pe alte criterii. Totuși, de ce numai 13, sub 15% sunt alimentați natural și marea majoritate au alimentație mixtă sau artificială? Pe ce elemente? Trebuie să spun că se fac foarte multe greșeli în apreciere. De pildă, un sugar suge la sân și după sub, mama, care e pregătită cu biberonul cu lapte praf, îi pune și biberonul și observă că suge cu interes în continuare aproape jumătate de biberonul acela. Și zice, uite, nu i-a ajuns laptele. Fără să se ia în considerare că până atunci copilul a crescut exact conform standardelor. Deci noi de la laptele matern așteptăm în primul rând să crească în greutate, normal. Nu așteptăm să stea să doarmă fără să se miște, să stea liniștit până la subtul următor. Deci dacă are o curbă de creștere normală, nu are nevoie de completarea laptelui. Dacă îi dăm și atunci un lapte în plus, atunci este drumul spre obezitatea acestor copii. Și deja această problemă la noi încă nu e foarte mare, dar deja și-a arătat fața la o serie de copii.
Dar în Occident, foarte multe situații, mai ales la copii alimentați mic și artificial, care au dus spre așa ceva. Deci că laptele n-ar fi suficient, o asemenea decizie este greșită. Sau mama vine și unii doctori se lasă înduplecat și spun: dom'le, laptele meu parcă e apă, e apos. Deci nu-i bun pentru copil. Dar copilul, iarăși revin, crește normal. Și atunci de ce? De ce nu-i bun laptele? Deci sunt niște criterii care nu sunt corecte. Corect este să vedem cum crește copilul. Și vedeți dumneavoastră, mai sunt și altele, că varsă, că este agitat. Repet încă o dată, scopul alimentației este să crească în greutate. Și dacă crește normal în greutate, nu are nevoie de alt lapte. Asta e foarte important. Totuși, noi trebuie să dăm, în situațiile care ne-am spus, o alimentație mixtă sau o alimentație artificială. În special în alimentația artificială, cum știm cât să-i dăm să mănânce? La piept suge cât vrea el și când vrea el. Și... da. Dar dacă îi dau un lapte praf, domnule, știu cât să-i dau? Sunt niște formule de calcul, vi le trec rapid așa numai în enunț. Deci se judecă după nevoia de lichide, și anume nevoia de lichide de la un an până la, de la naștere și până la un an este de 150 liniuță 200 ml pe kilogram corp al copilului și pe zi, pe 24 de ore. Fără să se depășească 800 de ml până la vârsta de 3 luni și fără să se depășească 1 kg până la vârsta de 1 an. Până la 4 luni, cantitatea care rezultă din acest calcul o împart în circa 6 mese de cele mai multe ori. După 4 luni și până la 1 an, acel kilogram care după 3 luni însumează întreaga cantitate pe 24 de ore, se împarte de regulă în 5 mese a 200 de ml. Deci așa calculăm cantitatea. Cum e bine să preparăm laptele? Păi dacă la toate mesele sunt cu lapte praf, ele pot fi pregătite odată pentru toate mesele, pentru o zi, să țin la frigider, să încălzesc la temperatura camerei atunci când vine ora de masă. Sau, având în vedere că sunt preparate moderne instant, ele pot fi preparate instant, proaspete, adică la fiecare masă. Deci, ambele metode sunt corecte. Sunt corecte. Domnule profesor, da. Acum, am înțeles de la dumneavoastră, acum am și eu experiența pe care am trăit-o cu cei trei copii ai mei și ce am auzit și de la alți părinți. Aș vrea să vă întreb, deci, pe ce se bazează tehnica diversificării alimentației? O să ajungem și la diversificare. După poate ce terminăm, am luat-o prea repede. Da, ați luat-o prea repede, să terminăm cu perioada asta când alimentația e exclusiv lactată. Așa. Deci ar mai fi, poate, dacă îmi permiteți, vă rog, să discutăm despre... ce fel de lapte alegem pentru copil? Sigur că da, e foarte important. Foarte important. Păi să folosim formulele de lapte așa numite adaptate sau umanizate, care sunt modificate în compoziția lor proteică, calorică, astfel încât să semene cât mai mult posibil cu laptele matern. Nu s-a reușit încă copierea exactă a laptelui matern. Dacă îmi permiteți, vă rog, vă cer scuze că vă întrerup. Eu știu așa că după o anumită perioadă, mama nu mai are atât de mult lapte la sân și, practic, laptele la sân se dă doar de 3 ori pe zi, mi se pare, adică nu mai are... Ajungem la lactare. Am înțeles. Vorbim de aceste prime... Luați-le dumneavoastră perioade, așa, în mod gradat, pentru că dumneavoastră știți cum trebuie să le prezentați, adică, pentru lucrurile, ca să oamenii să înțeleagă exact ceea ce trebuie. Deci, ceea ce este de știut, că se recomandă să folosim aceste produse de lapte praf, care nu sunt un lapte praf integral, adică lapte de vacă pur și simplu evaporat, transformat în pulbere și ăsta e lapte praf. Nu. Este și modificat în compoziție, se adaugă vitamine, se mai adaugă și alte săruri și unele dintre ele sunt chiar fortifiate cu fier, altele nu, majoritatea nu, dar există și așa ceva. Tradițional, în țara noastră, cu 30-40 de ani înainte, se punea problema, bine, mai ales în mediul rural, am vaca în curte, ce-ți mai cumpăr lapte praf? Și se folosea lapte de vacă, așa cum era mult, fier, bineînțeles, zaharat sau diluat, în funcție de vârstă, mai ales în primele luni, în anumite proporții, nu mai are rost să le discutăm, pentru că nu se mai recomandă. Ei,
Această manieră, deci de a folosi laptele praf diluat și zaharat, este contraindicată la ora actuală pentru că avem cu ce alăpta copilul cu formule de lapte adaptate pentru nevoile lui nutritive și pentru a-l feri de îmbolnăviri. Pentru că atunci când se folosea acest lapte de vacă diluat și zaharat, aveam foarte multe diarei, aveam foarte multe îmbolnăviri, în special de tip anemii severe, aveam hemoragii oculte și mereu trebuia făcute analize, trebuia făcute toate lucrurile astea. Acum nu, acum avem lapte praf. O problemă legată de laptele praf și care aș vrea să o discutăm în această emisiune este cum se prepară laptele praf. Conform instrucțiunilor de pe cutie. Da? Mare filozof și profesor ăsta, o să zică cineva. Păi sigur că ne uităm pe cutie. Și acolo spune să ia să fierbe între atâta lapte, atâta apă. E, problema este ce fel de apă folosim. Asta nu mai scrie pe cutie. Și atunci am văzut multă lume că folosește apă plată. De multe ori fără să mai fiarbă. Greșit total. Deci trebuie folosită apă fiartă pentru a fi sterilizată, iar are dezinfectant. Pentru că apa plată, știți dumneavoastră, durează săptămâni și luni în peturile care ne este livrată. Acolo are dezinfectante. Personal, nu recomand la prepararea laptelui praf apa plată. Pentru acest motiv. Pentru aceste ingrediente care le are pentru a fi conservată. Așa. Deci, și în orice caz, cine o folosește, să o folosească fiartă, măcar ca să fie sterilizată. Și atunci ce-i dăm copilului? Îi dăm apă de la rețea fiartă. În orașe. Ce facem la țară? Avem fântâni la țară. Un mare pericol. Aceste fântâni, la aceste fântâni, apa trebuie analizată pentru mai multe motive, pentru microbism. Și vă trimit la epidemia de sindrome hemolitice uremice din primăvara anului precedent, în zona Argeșului, care au fost aduși acei la spitalul Budimec și care au în București și care au avut destule pierderi. În emisiunile care am avut la România Actualități, directoarea Direcției Sanitare de la Argeș m-a pus în legătură, adică am fost pus în legătură, redacția m-a pus cu directoarea Direcției Sanitare, că mi-a spus că am pus problema fântânilor, apropo de microbism, că într-adevăr, două dintre fântânile incriminate că au fost folosite de acei copii aveau apă neverificată și nepotabilă. S-a spus în emisiune. A auzit toată lumea care a ascultat acea emisiune. Deci apa trebuie bine supravegheată. Acum nu știu dacă e de interes sau nu, la un anumit județ am fost invitat când s-a discutat bugetul din partea societății civile, nu? Federația Societatea Civilă Românească. Exact. Am fost atunci, nu, împreună cu președintele domnul Răcănel. Petrică Răcănel, da? Și atunci am fost invitați acolo în județ și m-au solicitat și pe mine să-mi spun cuvântul și atunci eu am spus, m-am referit la cele patru cauze, nu mai le detailez aici, pe care OMS-ul le consideră drept cauzele principale de deces a copiilor și acolo unul din cele patru puncte era apa potabilă. Și atunci ce am spus eu? Că erau mulți primari din mediul rural. Că printre preocupările lor destul de multe și de grele, să nu omită și calitatea apei din fântâni. La care, spre surprinderea mea, se ridică un primar: domnule profesor, mai grijă a fântânilor n-am avut-o. Păi s-o aveți, domnilor. Deci, trebuie avută pentru că se poate întâmpla asta. Și mai e un pericol în apa de fântâni, și anume intoxicația cu nitriți. Este bine cunoscută de rețelele de pediatrie și de populație din zone respective, care a făcut multe victime. Multe victime. Blochează hemoglobina, transformând-o în methemoglobină și blochează transportul oxigenului și omoară pacienții. Deci, adică pe micuții care folosesc această apă. Și atunci, ce facem cu prepararea laptelui praf? Cei care locuiesc în jurul orașelor au obiceiul, familiile care știu, medicii îi pun în gardă cu așa ceva, mai ales dacă apa nu-i verificată din punct de vedere al nitriților, și aduc apă la bidoane de la rețea din oraș. Pentru ca să evite intoxicația cu nitriți. Deci, faci corect totul, cum scrie în prospect, acolo pe cutie, prepar laptele, fierb laptele. Nu să se închisesc nitriții de fierbere a laptelui. Deci, iată, niște măsuri care cei care au copii și alimentează artificial, trebuie să le ia.
Pe urmă, ce să mai știe? Vezi că mănâncă lapte praf mult copilul, mănâncă. Mai ales dacă nu e formula cea mai bună, dacă nu s-a dat completare cu fier și la un moment dat se palidează copilul. Nu? Se palidează copilul, devine palid, palid, face o hemogramă și e anemic. Determin fierul și e scăzut, dincolo de limita minimă a normalului. Deci trebuie să faci tratament cu fier, pentru că, prin diferite mecanisme, nu intru în ele acum, se determină niște hemoragii digestive și se pierd. Hemoragiile nu se văd de cel mai multe ori cu ochiul liber, ele sunt microscopice. Și atunci se pierde pe acolo și sângele, adică sângerări sunt oculte, așa le spunem noi, și fierul și tot, și copiii aceștia trebuie tratați, iar dacă sunt la vârsta diversificării, trebuie diversificați. Deci iată câteva probleme legate de această alimentație. M-ați întrebat până la diversificare, nu, pe ce se bazează diversificarea așa asta. Exact. La un moment dat, noi am spus că o alimentație este exclusiv lactată în primele 4-6 luni. De ce 4-6 luni? Că uneori după 4 luni, chiar la sân, nu mai crește corespunzător. 2 săptămâni are o creștere și atunci ne gândim că trebuie să trecem la alimentația. Ori completăm cu lapte praf, ori putem să începem diversificarea. Așa. Iar în general, la cei care le merg normal și au creștere bună, nu diversificăm un copil alimentat natural decât de la vârsta de 6 luni încolo, conform recomandărilor OMS-ului. Pentru cei alimentați artificial, cu lapte praf sau mix, putem începe diversificarea mai devreme, destul de aproape, imediat după ce am depășit 4 luni. Deci se poate da această alimentație. Și trecem la ceea ce se cheamă diversificare. Exact. Adică vom da și alte alimente care sunt necesare. De ce trebuie să dăm și alte elemente? Pentru că după această vârstă de 4-6 luni, laptele singur în alimentație nu mai acoperă nevoile sugarului, care de acum a trecut de 4 luni sau de 6 luni, în nutrienți, în calorii, în fier mai ales, pentru că laptele nu aduce fier pentru copil suficient și atunci trebuie să diversificăm și cu alte alimente. Sunt mai multe principii care stau la baza acestei diversificări. Da. Asta intră în subiectul care m-ați întrebat. În primul rând, sunt niște principii care trebuie respectat. Principiul selectivității, principiul progresivității, care în toate cărțile trecut de medicină și, mă rog, popularizare. Eu aș mai adăuga și al adaptabilității. Ce înseamnă asta? Păi avem un copil de peste 4 luni sau peste 6 luni, la care vrem să-i dăm și altceva. Noi trebuie să alegem alimentul potrivit. Mai avem și alte criterii? Mai avem și alte criterii. Adică starea lui de nutriție, e mai slăbuț, e mai spre obezitate, e cu standardul normal. Și în funcție de asta alegem. Pentru cel mai slăbuț vom alege un preparat mai bogat caloric cu care să începem diversificarea, mai ales dacă a trecut de 6 luni, și anume un orez cu brânză de vaci și zaharat 5%. Dacă are oarecare deficit ponderal, ca primă masă. Dacă este normal cu greutatea, alegem supă de legume, cu pire de legume, cu ulei și cu carne. O să vă dau și exemplu cu carne. Asta să fie prima masă la prânz pe care o introducem copilului. Dacă este supraponderal, adică tendință spre acei bebeluși frumoși tot, dar care au greutate prea mare și sunt pregătiți pentru a fi în viitor obezi, dacă merg tot în ritmul ăsta, începem cu introducerea unei mese, unei prime mese de fructe. A doua masă să fie de supă de legume cu carne, adică mese care să le aducă proteine, să le aducă săruri minerale, dar să nu le aducă prea multe calorii, prea multe glucide. Așa. Deci avem aceste criterii pe care asta înseamnă selectivitatea. Selectivitatea mai ține și de altceva. Ține de tradiție, ține de locul geografic, în ce țară este, cu ce s-o obișnuiți acolo. Dar eu v-am spus cele trei principii fundamentale. Nu v-am spus de adaptabilitate. Păi poți să alegi preparatul cel mai potrivit cu vârsta. Poți să-l introduci progresiv. Ce înseamnă că îl introduc progresiv? O masă este de 200 de mililitri. Păi dau zilnic 30-50 de mililitri și crezi mâine
cu 30-50 și așa mai departe până ajung la 200 de mililitri. Și scad corespunzător aportul de lapte de la masa respectivă. Și înlocuiesc o masă de lapte. Da. Ați spus de pauză ceva? Nu, mai avem încă foarte puțin. Da, da. Spuneți dumneavoastră, pentru că ar fi bine să finalizați această idee. Asta, da. Deci, astea sunt criterii. Deci, am ales, și acum am ales corect. Am ales preparatul, l-am introdus progresiv, dar copilul nu suportă. Vars, apare rupții pe el, păi vine adaptabilitatea. Organismul lui, deși noi l-am ales după toate criteriile corecte, totuși nu-l acceptă și atunci trebuie să-l schimbăm. Nu este adaptat, are un defect enzimatic pe undeva copilul care noi nu-l cunoaștem. Și atunci nu trebuie să insistăm cu el, ci trebuie să alegem. Deci avem trei principii. Alegerea, selectivitatea, introducerea progresivă și să-l și tolereze acel preparat, adică adaptabilitatea. Că deși l-am ales corect, l-am introdus progresiv, nu am avut succes. N-am avut succes la el. Da. Domnule profesor, acum eu v-aș întreba doar așa să-mi răspundeți, pentru că mai avem foarte puțin până la pauză. Da. În mod normal, copiii, mamele sunt pregătite și ele le învață cineva toate acestea care mi le-a spus dumneavoastră? Pentru că, vedeți, ele n-au de unde să știe dacă e primul lor copil. Nici nu se pune problema să știe. Păi, în ciuda unor titluri care mi le-ați citit acolo, da? Există totuși o rețea medicală. Există rețeaua medicilor de familie. Așa, și medicii de familie țin legătura cu mama. Noi am vorbit data trecută de școala mamei, care se adresează femeie înainte de naștere, femeie gravide sau la maternitate, ca să ia în primire în primele zile. Domnule profesor. Așa. Dar acum vorbim de la 6 luni. Fiindcă este o chestiune mult prea importantă ca să o expediem doar în câteva secunde, vom lua o scurtă pauză de publicitate și după aceea vom reveni, pentru că mi se pare a fi un capitol foarte, foarte important în viața sugarului. Este esențial. Este esențial. E demarajul în viața al copilului. Tocmai din această cauză. Bun, acum vom lua puțină publicitate și după aceea vom continua, pentru că trebuie să lămurim toate problemele cu multă atenție și răbdare. Stimați telespectatori, revenim în direct și îl rugăm pe domnul profesor Gherghina să continue explicațiile pe care dânsul ni le dă și care vor fi de mare folos pentru mame. Deci trecerea la diversificarea alimentației înseamnă și o schimbare importantă pentru copil. Deci se trece, vă dați seama, de la sucțiune exclusivă a unui aliment lichid, care este laptele, la masticație, pentru că se introduc alimente semisolide și solide. La masticație apar primii dințișori? Nu, mai este mai până la dinți. Pentru că dăm preparatul mixat, îl dăm pregătit. Da. Pentru formă lichidă. Și deci, iar pentru cei alimentați artificial cu biberonul, trecem de la biberon la linguriță. Deci se schimbă toată situația legată de copil. De asemenea, se introduc o serie de alimente importante, nu? Care de asemenea sunt necesare. Aceste alimente pentru proteine, pentru săruri minerale, pentru aportul de calorii. Și, cum am spus, momentul este după 4-6 luni. Exista moda și a existat o modă cu vreo 40 de ani. Eu, după cum se vede, practic această meserie de peste 50 de ani și cam știu ce s-a întâmplat, am trecut până aceste perioade. Așa zise diversificări precoce, adică înainte de 4 luni. Acum era legată și de posibilitatea mamei de a sta în concediu postnatal, care era cam de 2 luni și atunci multe își sacrificau din cel prenatal ca să stea cât mai mult cu copilul postnatal. Dumneavoastră ați trecut până chestiunea asta. Am trăit aceste situații. Și atunci una din metode era să-l diversifici, ca să nu fie dependent de sânul mamei, să-l diversifici precoce. Ei, nu se mai recomandă înainte de 4 luni, pentru că asta creează o serie de dezavantaje, și anume solicită pentru digestie și absorpția unor alte alimente care sunt mai pretențioase, mai dificil,
un tub digestiv insuficient maturat pentru aceste funcții. După aceea, alimentele acestea din carnea și altele care se introduc au, așa zis, să spunem noi, o încărcătură osmotică mai mare care supra-solicită un rinichi încă imatur funcțional, care nu poate să facă față încărcăturii acestei osmotice. Eu am avut o asemenea situație, dar nu în cadrul diversificării, ci într-o situație patologică și la vârstă mai mare, când o mamă îmi spunea la telefon, după ce am dat un regim, și de atunci așa, profesoară, domn profesor, a crescut 300 de grame. Eu zic că a crescut cam mult în 2 zile, 3 zile, deci probabil că a fost deshidratat. Sun din nou. Îi știu numele și acum, poate că se uită la emisiune. Și îmi spune, după vreo 4-5 zile, a crescut, nu exagerez, 500 de grame. Zic, doamnă, veniți să văd ce-i cu copilul. Cum e posibil așa ceva? Da. Care a fost situația? Într-adevăr, copilul avea edeme. Adică, încărcătura osmotică, alimentație care se dădea copilul, depășea cu mult capacitatea rinichiului de a le elimina. Și de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Pentru că noi, când recomandăm carnea, spunem greutatea cărnii macre. Și așa trebuie să o subînțeleagă toată lumea. Îi dăm 50 de grame de carne, nu după ce a fost fiartă și mixată, ci înainte de preparare. Carnea macră, ea trebuie să fie 30, 50, 100 de grame. Acolo a fost vorba de 150 de grame la un copil de peste 2 ani, 3 ani, la care era sursa exclusivă de proteine. Și în loc să-i dea carne, carnea macră, i-a dat carnea după preparare 150, care provine cam din 300 de grame. Păi nici noi nu mâncăm zilnic 300 de grame de carne, 250. Deci era o încărcătură osmotică prea mare. Și atunci nu poți face o diversificare înainte de 4 luni. De asemenea, dacă introducem înainte de 4 luni făinoase, aceste cereale cu gluten, putem favoriza instalarea celiachiei. De asemenea, pentru că mecanismele de digestie, absorpție ale glutenului și în general, care e proteină din cereale, grâu și altele, care îl conțin, sunt imature și atunci se poate să o ia pe calea celiachiei. Și atunci nu recomandăm diversificarea precoce. De asemenea, era o modă și eu recomandam acum cu peste 30 de ani în urmă, de la 6 săptămâni să începem diversificarea, dar nu era aliment aia, cu suc de fructe sau suc de morcov sau așa ceva. Și tot la o familie de profesori, le știu numele, îmi vine cu copilul, după 3 luni de suc de morcov, cantitate mare ca să-i fie cât mai bine copilul, era ca un morcov colorat. Era o beta-carotinemie care duce la încărcarea grasă a ficatului, suferință tot prin exces de suc de morcov. Așa. Deci nu se mai recomandă de la 6 săptămâni. De ce spun acest lucru și nu l-aș fi spus dacă de curând cineva nu m-ar fi întrebat, dar nu-i mai dați care 6 săptămâni sucul de fructe? Zic, nu-i mai dau de 30 de ani sau peste 30 de ani. Pentru că s-au schimbat concepțiile despre și cunoștințele noastre despre alimentație. Deci rămâne valabil ceea ce am spus doar. Deci diversificarea, începutul ei, se face în funcție de dezvoltarea somatică, adică a greutății copilului. Pentru asta, cum spunea domnul Popovici, nu? Da. Trebuie cântărit copilul prin acele examinări de etape pe care le face medicul de familie și eventual și un medic specialist pediatru. Dar cel mai apropiat de familie este medicul de familie. Și nu, și care în funcție de greutatea copilului să alege una sau alta dintre soluții de a face această diversificare. Pentru preparare, pentru diversificare, nu? Noi în țara noastră tradiția este să se pregătească masa pentru copil în bucătăria proprie. Există însă, industria pune la dispoziție și preparate industriale, adică borcanele, cu masa de fructe, cu masa de carne, cu masa de orez, cu brânză de vaci, pentru diferite ore și mese. Personal le recomand atunci când plecăm în concediu, când suntem undeva în deplasare, în mutare și așa mai departe. Din cazuistica mea, o persoană
o familie care avea o mare greutate, ne-am luptat de la o lună cu el, cu o infecție serioasă, născut în străinătate, venit aici, o infecție serioasă, a stat 40 de grade zi de zi, o lună de zile. Am reușit să recuperăm acest copil cu 40 de ani în urmă, poate mai mult, 45 de ani, poate mă aude și îmi corectează vârsta care este. E, acest copil, pentru că a plecat în serviciu, părinții, v-am spus, în corpul diplomatic, s-au dus în Statele Unite ale Americii când avea 8 luni și când avea greutatea de 8 kg, ca la carte. După ce a avut o grea suferință, 3 luni de zile a stat internat în spital. Dar s-a recuperat, fără urmări, este o doamnă reușită și așa mai departe. Cu familie, cu profesie importantă, cu totul și tot. După 8 luni, la o lună jumate, se întoarce și mă cheamă să văd copilul. Când întreb ce greutate are, 8,1 kg. Păi cum, 100 de grame a crescut în 8 luni? Zic, ce-i dat să mănânce? Că de aici plecăm. Și îmi deschide un geamantan în care aprinde borcane. Asta e masa de ora 8, asta e masa de ora 10, asta e masa de ora... Da. Asta e răspunsul meu la... Bine, după aceea, la această manieră de a alimenta, de a face diversificarea sugarului. Bine, au trecut ani de atunci, s-au mai ameliorat lucrurile, sigur, și preparatele care avem la dispoziție, suntem conștienți de treaba asta. Dar eu zic că tradiția noastră nu este rea, noi să pregătim copilului mâncarea acasă, pentru de ce? Un alt motiv care mai este. Că în funcție de etapa pe care o are și de dezvoltare, noi trebuie să schimbăm și compoziția și elementele care le punem acolo și cantitățile. Ori acolo în borcane sunt standard. Ăsta este un comentariu care l-am făcut de acest tip de alimentație. Dar, pentru termen scurt, când mergem undeva în excursie, în străinătate, și luăm și sugarul cu noi, cum am văzut că unele popoare o fac, e bine să avem și acest, să știm că există și această soluție. Mai trebuie să știm și un alt lucru. Vă rog. Există alimente care nu se recomandă sugarului. Foarte important. Foarte, e foarte important, important. Foarte important. Printre acestea, în primul rând, de ce? Unele pot fi alergice, cum ar fi din cele autohtone, căpșunile, fragile. Deci fructele pădure, ca să zic așa, o parte dintre ele. Căpșunile mai au și alt defect. Ele știți bine că se spală la jet de apă. Așa e. Nu se fierb. În general, ce mănâncă copilul trebuie să treacă prin fierbere, nu? Așa trebuie făcut. Sau să fie scos din coajă. Mă refer la mere, mă refer la banane, da, ca fructe, nu? Exact. Acestea așa sunt posibile, sunt permise. Pe când o căpșună, oricât o pun eu la jetul de apă, la robinetul de la bucătărie, dacă ne uităm cu o lupă în anfractuozitățile care e pe suprafața lui, ar putea să găsim acolo niște lucruri care nu ne convin și examenul microbiologic la fel. Drept urmare, am avut nenumărate cazuri de diarei severe la cei care, începând de la 7-8 luni, au primit căpșuni. Deci, am atras atenția asupra acestui lucru. Un alt aliment care e uzual și care poate să producă alergii după un an și uneori până la 2 ani, este albușul de ou. Deci de la ou, după 6 luni, recomandăm gălbenușul fiert tare și frecat în supă de 2 sau de 3 ori pe săptămână. Deci, gălbenușul, albușul nu. Albușul după 1-2 ani. Alte două alimente care nu se recomandă, este ficatul de pasăre, că celelalte nici nu intră în discuție, sub vârsta de un an. Mă refer aici la Academia Americană de Pediatrie, face această recomandare. Și mierea de albine. Deci nu se recomandă. În primul caz, am avut copilul unor medici din provincie, mai de departe, care copilul avea o diaree care nu se mai vindeca și nu mai le dădea de capăt. Și atunci m-au sunat și dacă poate să vină la București. Au venit la București. Și într-adevăr avea o diaree greu de învins și au procedat corect tot, dar zic, totuși ce mănâncă acest copil? Nu mai amintesc exact vârsta, dar era destul de așa 7 luni, 6 luni și de 2 luni mânca ficat în fiecare zi. Că au zis că sursă de fier și așa da, mai da, departe. Da. Scoțând, schimbând acest lucru, scoțând complet ficatul, s-a vindecat în sfârșit și diaree. Iar cu mierea de albine, nenumărat sugare am avut cu erupții de tip exeme, care erau
Pentru că, nu, aliment bio, natural, îi dăm miere, nu? Îndulcim cu miere tot ce dăm copilului, da. Vorbim de sugar, făceau exeme, alergii, este foarte alergică mierea. Deci nici mierea nu este indicată sub vârsta de un an. Deci nu putem da chiar orice. Să vă dau un exemplu, exemple de diversificare, pe care îl recomand curent. Deci, în primul rând, avem două mese de lapte, dimineața și seara, care este fie la sân, pentru că noi, pe măsură ce introducem un aliment nou, reducem și suprimăm sânul la ora respectivă. O masă introducem și oprim un sân la ora 10, după aia oprim sânul de la ora 13, sânul de la ora 17 și mai rămân două, de dimineața și seara. Am făcut ceea ce se cheamă ablactare. Și aceste două mese cât mai stau până când? Până la înțărcare. Înțărcare înseamnă oprirea completă a alimentației la sân. Noi recomandăm acest lucru după un an. Dar sunt și situații când au ajuns, chiar azi mă duc să văd un pacient după emisiune, care a ajuns aproape 2 ani și el încă mai are cele două mese la sân. Asta după cum dorește familia. Cazul ăsta de care spun, l-am văzut recent, acum vreo 2 săptămâni, o lună, și îmi spuneau amândoi părinții că, mă rog, îmi mulțumește pentru faptul că i-am îndrumat, i-am dirijat în modul cum să-și îngriesc copilul, dacă cel mai mare lucru care l-am făcut pentru dânsii este că atunci când l-am văzut prima dată în perioada neonatală, erau pregătiți cu laptele praf, ca imediat după ce plecam eu să-i dea prima masă de lapte praf. Și nu i-au mai dat-o decât după 6 luni. Deci nu i-au mai dat-o. Că au rămas la alimentația naturală primele 6 luni, ceea ce a creat inclusiv acea legătură afectivă între mamă, copil și așa mai departe. Da. Acum, domnule profesor, da, spuneți și după aceea să exemplific. Aș vrea să vă întreb, poate mă grăbesc un pic, așa, în general, cam când se înțarcă copilul alimentat cu lapte matern? Sau v-am spus, după vârsta de un an. După vârsta de un an. Și adineori am dat exemplu până la 2 ani. Așa. Iar am un nepot în familie, e student, da? Poate mă aude, dar o să mă audă. În mod sigur. Până la 3 ani asupt. Da, acum... A fost un binom de nedespărțit între mamă și copil. Deci nu este o greșeală să alăpteze mama? Nu, dar să nu rămână numai la alăptare. A, păi asta... Ăsta a mâncat ar de toate. Ar fi culmea asta să facă așa greșeală. Dar v-am spus, să exemplific în continuare. Deci două mese de lapte, fie la sân, fie până la un an după un an, sau mai mult, fie lapte praf, adaptat pentru vârsta respectivă, dimineața și seara. Cu sau fără cereale, în funcție de dezvoltarea copilului, și asta recomandă medicul, nu recomandăm de aici. Și mai sunt după aceea, ca exemplificare, deci 5 mese a 200, dacă e lapte praf, dăm 200 dimineața, 200 seara, dacă e la sân, suge el cât vrea. Așa. La ora 10, masa de fructe, formată. 150 de grame măr ras, deci crud, ras. Bine, mărul este spălat, este cojit, să ia coaja, este ras pe răzătoare de sticlă sau plastic, răzătoare metalică, dar nici nu prea mai sunt alea. Dar, nu mai sunt. În fine, așa. Dar noi spuneam pentru că erau în toate gospodăriile și așa. Așa este. Da. Și ce mai adăugăm aici? 150 de grame măr ras, păi trebuie 200. Păi îi dăm și 50 de grame de orez fiert în apă și pasat sau mixat și în funcție de dezvoltare adăugăm sau nu și 5% zahăr. Foarte multe mame și părinți sunt surprinși când spun de zahăr. Vreau să spun că în nevoile calorice ale copilului 20% trebuie să fie reprezentat de oligozaharide și dizaharide, cum este zahărul. 20%. În nicio carte nu spune că e interzis să dai dizaharidele. Mă refer la tratatul de pediatrie sub redacția lui Nelson, care a fost, Nelson nu mai există, dar echipa care a scris la această carte continuă să scoate ediții noi și care e un fel de Biblia pediatrilor în întreaga lume. Nu scrie această interdicție. Deci 5% zahăr. La ora 10. Fructe cu 50 de grame de... nu pun zahăr la toți. La cei care au greutatea peste normal, îl las fără zahăr la această masă. Doar fructoza din măr. La ora 13 este masă de supă de legume, care de regulă începe cu morcovul, cu rădăcinoasele albe de țip, nu, țelină, păstârnac, pătrunjel,
cu cartofi, și cu o ceapă. Celebra supă pasată, cu alte cuvinte, da? Da, văd că o mai rețineți. Da. Să fierb, ceapa se dă deoparte și legumele se pasează. Și se amestecă pasiratul cu zeama în care o fiert. Deci și avem o supă de legume plus pireu de legume. Deci într-un singur fel, combinate. Deci nu dăm numai supa strecurată. Așa. Deci nu mai începem cu ea. Asta procedăm. Ce mai dăm? Ce mai adăugăm aici? Adăugăm carne. Carnea de pasăre, începem cu 30 de grame cântărită crudă, ne-am înțeles bine, adică macră. Să nu pățim ca atunci era să-i zic numele. Deși s-a întâmplat acum 35 de ani, dar știți, asta nu le mai uiți. Corect. Da. Deci, și ce mai adăugăm aici? Adăugăm uleiul. Cum le adăugăm? Mai este un principiu. Când faci o modificare în alimentația sugarului, nu introduci două alimente deodată. Deci nu introduc și fructele cu orez și supa cu carne și altele. Introduc una, 4-5 zile până am introdus toată masa, deci treptat, progresiv, cum am spus. După aceea stau 3 zile să văd că a suportat-o și săptămâna viitoare înlocuiesc altă masă, tot treptat în 3-4 zile și așa mai departe. Deci introducem treptat. Și când introduc ingredientele, încep cu supa și cu legumele pasirate, după aceea introduc carnea, după aceea introduc uleiul, cam la 1 ml, 2 ml pe kilogram corp, ceea ce înseamnă că în funcție de greutate, până la un an ajung cel puțin la 10 ml pe masă, la masa de fructe, și gălbenușul de ou. Gălbenușul de ou, fiert tare și frecat în această supă de 2 sau 3 ori pe săptămână. Are și efecte antirahitice și fosfolipide pentru dezvoltarea creierului și o serie de lucruri care sunt necesare. Deci, asta e masa de ora 13. Pe parcurs, carnea crește. La 50 de grame am început cu 30 și așa mai departe, până la un an, în jur de 70-80 de grame. Peste un an pot să duc la 100 de grame de carne pe zi, cântărită crudă, fiartă și pasată. Pentru că și nevoile lui, proteice, energetice, cresc. La ora 17, în funcție de dezvoltarea lui, dacă e standard, 200 de grame de orez fiert și pasat, fiert în apă, plus 30 de grame de brânză de vaci, făcută în casă, cu calciu lactic, din lapte la cutie, lapte de vacă, degresat 1,5. Deci, orez cu brânză de vaci și la care adăugăm 5% zahăr, dacă are dezvoltare standard. Dacă tendința la obezitate, nu adaug acest zahăr. Dacă e mai subțire, cu atât mai mult îl dau. 5% zahăr, ceea ce înseamnă 2 lingurițe la 200 de grame. Da. Deci, iată o schemă de alimentație și cele 2 mese de lapte. 5 mese a 200 este 1000 de mililitri pe 24 de ore. Dacă mănâncă acest lucru, copilul trebuie să crească. Ne aflăm acum dincolo de 6 luni. Până la 8 luni, între 4 și 8 luni, crește cu 500 de grame pe lună, iar între 8 luni și 12 luni trebuie să crească 250 de grame pe lună. Astfel încât dacă s-a născut cu 3 kg la un an, va avea 12 kg s-a născut cu 3 kg la naștere, va avea 12 kg la vârsta de un an. Domnule profesor, acum... O asemenea alimentație, da, ca să închei, da, asigură dezvoltarea somatică, adică corporală, plus dezvoltarea neuropsihică optimă a unui copil. Aș vrea să vă întreb... Cine mi-a spus cine să îndrume părinții, că nu le știu toate? Da. Medicii de familie, bun, în primul rând. Și, din când în când, poate și medicii de specialitate. Mie mi se pare că este de o importanță foarte mare, pentru că mi-aduc aminte ce se întâmpla cu copilașii mei. Faptul că zilnic copilul trebuie scos afară de mamă sau de tată, deci la aer curat, plimbat, funcție de anotimp. Deci aici aș vrea, dacă vreți să intrați puțin în amănunt, da, pentru că mi se pare foarte important. Da. Expunerea la soare pe timpul verii, deci sunt niște amănunte, da, care eu cred că au importanța lor. Foarte mare importanță. Noi mai trăim încă patru anotimpuri, mai puțin distincte între ele, dar încă mai sunt. În primul rând, după naștere, momentul în care copilul este scos la aer, ca să spun așa, e cam la 3 săptămâni. Trebuie să fie sănătos, să nu aibă nimic.
se scoate treptat, cam 20-30 de minute la început. Recomand foarte serios ca primele ieșiri să fie în brațe ale copilului, mai ales în sezonul rece. Am avut, din păcate, destule cazuri care în decembrie sau în ianuarie, la minus 10 grade, au scos copilul în cărucior. Și după câteva zile au venit la noi cu bronhopneumonie la spital. Deci copilul trebuie, la început, când e și fragil, ce mic, trebuie scos în brațe. După aceea, în funcție de sezon, el poate fi pus în cărucior și îmbrăcat adecvat. Cum e acum? De exemplu, acum, în sezonul deci, de foarte primăvară. Clar. Cât să stea afară, cât mai mult posibil. El poate să, dacă sunt condiții, dacă e parc, dacă e grădină, poate să-și doarmă în cărucior acolo. Exact. Sau să scoate de 2-3 ore afară într-o zi. Vă dați seama, căci am stat o oră afară. Păi da, ziua și noaptea are 24 de ore. Deci dacă ai stat o oră din 24, se realizează, nu știi de ce a făcut rahitism. Păi n-are lumina solară sau directă sau n-are lumina reflectată de bolta cerească suficientă, pentru că într-o căpere ecranează, face adică un obstacol, ferestrele, geamurile, termopanele, nu lasă aceste raze benefice să intre în copil și să facă mai multe beneficii, printre care și aportul de vitamina D transformat din pielea noastră, din organismul nostru, într-o formă activă, pentru care este nevoie de soare. Deci e foarte important și de asta e important copiii și mai târziu, nu am vorbit de primul an de viață, dar și mai târziu trebuie cât mai mult afară, să meargă la sport, să meargă pe litoral, că avem norocul că avem litoral și încă mai avem acces la el, sper să rămână acest acces în continuare. Da. Apropo de accesul pe litoral, domnule profesor, îmi permit o observație, am fost de curând la un congres la Barcelona și era chiar în dreptul plajei de acolo. Ce să vezi, aveam pauză de prânz, mă duc să văd ce plaja. Era liberă. Pentru toată lumea. Liberă total. Și cu instalații. Unde puteai să te îmbraci, să te duci, să-ți pui hainele, să faci duș, tot. Absolut liberă și free, cum zic ei. Fără plată. Era cândva și la noi așa. Domnule profesor, pentru că ne apropiem și de, la munte, că avem de și finalul munte. Emisiunii, da. Aș vrea ca să punctați doar, dar să continuăm în emisiunea următoare o temă care este de o importanță majoră. Am aici niște articole din ziar în care se spune, de exemplu, imunizarea, singura măsură de prevenire a rujeolei. O să ai spicuiesc așa. După aceea se spune despre faptul că cei mai periculoși aditivi alimentari pentru copii, sănătatea celor mici influențați de obiceiurile alimentare ale părinților. Numărul cazurilor de boli incurabile la copii s-a triplat. Deci niște semnale de alarmă. Boli eradicate de zeci de ani riscă să reapară. Acum, v-aș ruga așa pe finalul emisiunii să punctați doar, să punctați importanța vaccinării asupra copiilor. Pentru că acest subiect am înțeles de la dumneavoastră că este de o importanță atât de mare încât, practic, trebuie o emisiune special făcută. Da, da. Chiar vă solicit acest asta doar în câteva eu cuvinte, da, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii. Da, da, v-aș da răspunsul prin două exemple. Unul, exemplu Americii din 1990, care la Louisville s-a confruntat cu o epidemie de 250.000 de cazuri. Extraordinar. Majoritatea epidemie copii. De? Rujeolă. Rujeolă. Am mai întrebat și pe doamna manager, că am avut această discuție, cam cât credeți că au murit dintre ei? 75%, cred. A, nu, nu, nu chiar așa. Oh. Au murit 10.000. Oh, totuși, mult, mult. Păi cum totuși? Enorm. Și atunci, în America, sau toate forțele, toată legislația, tot, a vaccinat toată populația și ce au făcut până în 2012? Au eradicat rujeola. Fantastic, nu mai au rujeola. Fantastic. Continuă să îi vaccineze antirujeolic pentru că în lume nu s-a eradicat. Și avem și noi o contribuție la asta. Că nu s-a eradicat. Era gata, gata să apropie de eradicare în Europa, vă spun data viitoare, dar mai multe țări, printre care și România, au reușit să nu să facă în așa fel încât să nu se atingă acest obiectiv. Rujeola o boală omorătoare. Și exemplu de la noi. Noi ne-am confruntat cu 4 epidemii, din care 3 respiratorii. Epidemia de gripă, epidemia de virus sincițial respirator, care sunt în derulare.
epidemia de rujeolă și iarna avem și epidemia de diaree cu rotavirus. Domnule profesor, vă mulțumim din tot sufletul pentru toate informațiile pe care ni le-ați dat și vă așteptăm cu drag în altă emisiune săptămâna viitoare, pentru că mi se pare foarte important ca să contribuim la practic la informarea mamelor, a cetățenilor țării noastre în legătură cu problemele care pot să apară în creșterea copiilor, pentru că nimic nu e mai de preț pentru o familie decât un copil. Vă mulțumim, stimați telespectatori, pentru că ne urmăriți și vă dorim o seară plăcută și multă, multă sănătate.